Bună ziua, dragi pești, și bine v am regăsit astăzi la o nouă etalare pentru zodia voastră, pentru cea de-a treia decadă, cea de-a treia săptămână din luna martie. Iată că deja avem două, doi îngerași pentru voi. Primul îngeraș care vine pentru tine în această perioadă, dragă pești, este Izabela. Îngerașul Izabela care îți spune, da, acum este momentul potrivit pentru această nouă aventură. Așteptările tale pozitive vor avea un rezultat uh, fericit. Uh, da, este un mesaj extrem de îmbucurător pentru tine, dragă Pești. Uh, se pare că uh, te afli într-un moment al vieții tale în care poți spune da oricăror transformări care vin uh, spre tine. Se pare că poți face acele schimbări în viața ta care contează pentru tine acum. Este momentul unor noi aventuri în viața ta, așa încât dacă în ultimul timp te-ai gândit la anumite lucruri, la anumite aspecte, la anumite proiecte, iată că acum este cazul să le demarezi, este cazul să acționezi din acest punct de vedere. Pentru că se pare că așteptările tale pozitive vor avea rezultate fericite. Este foarte bine, iată că în orice moment al vieții noastre ne orientăm spre noi și noi lucruri de făcut în viața noastră. Practic, facem parte dintr-un ciclu de evoluție. Care nu se oprește niciodată atât timp cât suntem în viață. Acest lucru este de bun augur pentru noi, pentru că, iată, și noi evoluăm, creștem, învățăm lucruri noi și, odată cu aceste lucruri, de multe ori renaștem în viața noastră. Următorul mesaj care vine pentru tine, dragă pești, este din partea îngerașilor Grace și Antoinette, care îți spun, pentru a putea vindeca această situație, privește cu compasiune punctul de vedere al celuilalt. Da, este și acesta un mesaj foarte important care, iată, vine pentru tine în acest moment, dragă pești. Vine să-ți amintească faptul că nu ești singur că dacă ai de luat o hotărâre, o decizie, ar fi bine să ții cont și de părerea celuilalt sau aceleilalte în viața ta sau a celorlalți, de ce nu, dacă ești în familie și această decizie uh, depinde și de uh, ei, uh, pentru că, de multe ori, uh, hotărârile pe care noi le luăm... Uh, vor avea repercursiuni nu numai asupra noastră, ci și asupra tuturor celor cunoscuți nouă sau rudelor noastre, așa încât este necesar să privim și punctul de vedere al acestora și apoi să le conciliem, să conciliem acest punct de vedere cu viziunea noastră asupra problemei, pentru a putea merge mai departe, pentru a putea face acel acel pas care să uh, conteze uh, pentru noi în viitorul apropiat. Uh, așa se întâmplă și cu tine, dragă Pești. Se pare că este o persoană, cel puțin o persoană în viața ta de care ar trebui să ții cont uh, în perioada aceasta, uh, pentru că uh, nu-i așa? Vrei să eviți orice uh, conflicte, orice posibile certuri uh, cu aceasta, din, din cauza unei uh, decizii pe care uh, ai putea să o iei uh, de, una, de unul singur sau de una singură, uh, urmând ca uh, repercusiunile să le, uh, să le vedeți amândoi în viețile voastre. Uh, Cam acestea au fost mesajele îngerașilor. Mulțumim! Să vedem mai departe mesajele oracolului dragostei pentru această treia săptămână din martie pentru pești. Avem deja două mesaje și al treilea. Primul mesaj care vine pentru tine pești este mască. Se pare că nu ți arăți adevăratele sentimente, te ascunzi, te prefaci. Da, cam, aceasta este, cam acesta este mesajul, te ascunzi după o mască. Nu știu de ce procedezi în felul acesta dragă pești, dar probabil că uh, ai tu motivele tale, probabil că uh, tragi anumite foloase uh, într-o anumită relație în care te afli. Uh, uh, probabil că nu vrei să-ți arăți uh, încă adevăratele sentimente deși acestea există uh, pentru că te simți să te temi să nu fii rănit, pentru că este foarte probabil ca în relațiile tale anterioare să fi suferit foarte mult din cauza că ai arătat, ți a arătat foarte mult sentimentele, iar persoanele respective sau persoana respectivă se pare că, că am profitat de acea situație. De aceea, iată că te afli în momentul prezent și nu prea mai vrei să faci acest lucru, nu prea mai vrei să-ți adevăra să arăți adevărata față. Iar acest lucru, nu știu cât de benefic ar putea fi pentru actuala ta relație. Să știi că celălalt sau cealaltă din viața ta simte care este adevărata ta față, simte, îți simte emoțiile. Pentru că, dacă sunteți într-o relație, este clar că aveți o anecare comunicare, iar emoțiile voastre se transmit oricum, chiar dacă nu sunt rostite și nu sunt explicate cu cuvinte bineînțelese. Iată că tu alegi să te ascunzi, alegi să te prefaci. Mesajul acestei cărți ar fi. Uh, să faci tot posibilul să nu mai uh, acționezi în, în așa măsură pentru că uh, o faci doar împotriva ta însuți pentru că de fapt ți-am spus adevăratele tale sentimente oricum se văd uh, mai există o posibilitate și anume aceea uh, ca tu să nu prea ai sentimente față de, față de actuala ta relație, și atunci rămâne întrebarea de ce, de ce persiști în această relație, de ce nu-i dai drumul persoanei de lângă tine. Se pare că este o întrebare la care numai tu vei găsi răspuns. Al doilea mesaj care vine pentru tine pești este înjunghiat în spate. Despărțire, vorbește despre durere, separare, decepție, un atac, șoc. Da, se pare că unii dintre voi ați trăit, din păcate, și acest eveniment în viața voastră până nu de curând. Până de curând este posibil să fi avut în viața voastră o persoană care, iată, v-a rănit. Probabil că v-a spus multe cuvinte ne la locul lor, multe cuvinte dureroase. Această persoană v-a trădat sau pur și simplu v-a rănit într-un mod în care nu vă așteptați, v-a provocat foarte multă suferință, foarte multă durere. Este posibil să vă fi trădat pur și simplu să vă fi înșelat cu o altcineva, cu o altă persoană. Este posibil să vă fi mințit în această relație, iar dumneavoastră să vă simțiți acum cel puțin înșelat în, acel, în acea relație de trio care a existat sau care există în momentul prezent. De aceea, iată că ați luat hotărârea să vă separați, sau poate că pur și simplu tu te-ai separat de această persoană. Pentru că, iată, ea a constituit în viața ta o decepție. Probabil că nu te-ai așteptat din partea ei să acționeze așa, dar probabil că și ea a făcut-o pe negândite pur și simplu așa a simțit și s-a reorientat spre altcineva, spre o altă persoană. Dacă se întâmplă așa, este cazul să să tragi linie pur și simplu după această relație să vezi ce ai de învățat din aceasta, să scoți acel cuțit din spatele tău și să lași rănile sau rana să se cicatrizeze, să se vindece. să se vindece pentru că Iată că este singurul lucru care mai rămâne de făcut uh, după această uh, despărțire. Uh, mai departe, următorul mesaj care vine în, via în momentul acesta pentru tine, dragă pești, este adicție sau dependență. Uh, ești într-o codependență, obsesie, posesiune, control, uh, ai un blocaj, constrângere. Uh, se pare că unii dintre voi iată, sunteți într-o asemenea relație, uh, într-o asemenea relație uh, toxică, uh, din care nu aveți de, de învățat mai nimic decât poate să trageți niște uh, lecții. Uh, este o relație codependentă. Uh, Probabil că fiecare dintre voi ați avut de tras niște foloase din, din această relație. Pentru tine personal este sau a fost ca o obsesie, după cum spuneam, o relație toxică din care e posibil să fi tras doar niște învățăminte. Este clar că aceasta nu-ți mai este de niciun folos în momentul prezent. Pentru că prea multe emoții negative a stârnit în sufletul tău. Emoții negative, cum ar fi posesiunea, controlul, acestea nu au ce căuta într-o relație sănătoasă. Dacă ai trăit alături de o asemenea persoană care te-a controlat, care a simțit să-și manifeste posesia mai mult decât era în cazul asupra ta, iată că, iată că această relație s-a terminat sau este pe punctul de a se termina pentru că nimic de acest fel nu poate rezista. Dacă se întâmplă așa, să știi că este clar că știi în acest moment că trăiești într-un blocaj, pentru că tu ai simțit sau ți-ai făcut foarte multe gânduri în legătură cu acea relație, foarte multe gânduri de viitor, foarte multe aspirații, le-ai hrănit cu energia ta și atunci este clar de ce trăiești acum acest blocaj. Se pare că nu știi încotro să o iei, nu știi dacă mai merită să mai acorzi vreo șansă vreodată cuiva. Te simți depășit de situație. Mulțumim cărților oracol. Să vedem mai departe tarotul. Tarotul ce are de spus pentru pești în această... În această a treia decadă a lunii martie. Să vedem, voi extrage 12 cărți. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece, douăsprezece. Iar la baza pachetului pentru tine, dragă pești, se află doiul de bute. Această carte, iată, te prezintă pe tine într-o situație în care ești pus să alegi între două oportunități. Se pare că ești într-un moment în care simți că ai toată lumea la picioare. Simți că, practic, orice ai alege, șansa va fi de partea ta, și așa este. Se pare că ai pus deja mâna pe una dintre cele două oportunități și ești gata să pornești în noua aventură a vieții tale. Ești cuprins de o nouă pasiune pentru ceea ce te așteaptă în viața ta. Ești nerăbdător să pornești în această expediție, și iată că rezultatele nu vor întârzia să apară pentru tine. Ești destul de echilibrat pentru această perioadă din viața ta. Mulțumim pachetului. Să vedem mai departe cele 12 cărți. Avem aici un 5 de cupe, 4 de bâte, cavalerul de bâte, asul de bâte, soarele, cavalerul de cupe, asul de cupe, împărăteasa, 6 de pentagrame, îndrăgostiții, regele de spade și 4 de spade. Din arcana majoră, dragă pește, avem soarele, împărăteasa și îndrăgostiții, niște cărți extrem de frumoase. Iată că soarele te prezintă într-o atitudine extrem de jovială, extrem de fericită în această perioadă din viața ta. Se pare că este una dintre cele mai bune din viața ta de până acum. Te bucuri de o fericire extremă, de o bucurie exhaustivă. Se pare că toată lumea se bucură de prezența ta extrem de ingenu, extrem de jovial, este asemenea acestui copilaș pe calul său, care, iată, nu are absolut nicio grijă, este înconjurat de natură, are o coroană de flori pe cap și înconjurat de aceleași flori și de un soare arzător care, iată, luminează peste tot. Soarele acesta luminează și în viața ta în acest moment, în aceste momente, bucurându-te și ajutându-te să vezi cele mai pozitive aspecte ale vieții tale în acest moment. Îndrăgostiții, iată, vine să te arate într-o perioadă în care este foarte posibil să faci loc unei noi relații în viața ta, este o relație care merită, o relație cu o persoană extrem de uh, caris carismatică, extrem de pasională în viața ta. Uh, se pare că uh, iată acest cavaler de bâte uh, vine să-ți aducă această uh, veste de nouă relație în viața ta uh, cu o persoană extrem de pasională asul de bâte vorbește și el despre un nou început în viața ta. Bucură-te că se întâmplă așa, bucură-te că lași loc din nou acestui sentiment al iubirii să crească în inima ta. Este foarte posibil ca odată cu acest nou început în dragoste să dai naștere acelor noi idei în viața ta care să merite care să te facă să să ai noi motive pentru care să lupți în continuare pentru tine. Următoarea carte este împărăteasa care iată te înfățișează într o ipostază extrem de abundentă în care iată nu ești numai fericit, dar te bucuri și de absolut orice ai dori în viața ta în acest moment. Se pare că șansa este de partea ta. Rezultatele nu au întârziat să apară. După toată acea muncă pe care ai îndeplinit-o în ultimul timp, se pare că Universul a venit să se te răsplătească. Ești asemenea acestei împărătese care, iată, stă pe tronul ei înconjurată de o natură luxuriantă și abundentă. Ești cu sceptrul în mână, practic poți da în acest moment comandă Universului să-ți aducă absolut orice, pentru că acesta se pare că se va manifesta ca atare în viața ta. Ești Ai o putere deosebită, practic poți să aduci, poți aduci absolut orice în viața ta. Simți că ești în control asupra vieții tale și aceasta este de foarte bun augur. Pentru unii dintre voi este foarte posibil să fiți înipostați acestei împărătese care este însărcinată. Dacă se întâmplă așa, felicitări! Veți da naștere unui noi suflet în această lume. Bucurați-vă că se întâmplă așa pentru că iată o nouă energie va veni să vă încălzească inimile foarte curând. Asul de bute, după cum spuneam, bine să vorbească alături de asul de cupe despre un nou, un nou început, este clar un nou început la nivel relațional, se pare că intri într-o perioadă, odată cu acest nou sezon de primăvară, într-o perioadă extrem de fericită în viața ta când te bucur de un echilibru emoțional deosebit. Se pare că cineva îți va bucura foarte mult inima, este o persoană de încredere, o persoană care, care îți va acorda sprijinul ei la nevoie. Iată că și acest patru de, patru de băte vorbește despre fericire și armonie la nivel familial. În casă, se pare că vă bucurați de aceste momente de împlinire și satisfacție pe toate planurile. Aveți un succes enorm de care vă bucurați, la nivelul căminului familial. Bucurați-vă că, că se întâmplă așa, pentru că anumite evenimente de genul acesta se întâmplă odată în viață. Cavalerul de cupe, iată, vine cu o promisiune, cu un mesaj de dragoste către tine, dragă pești. Se pare că este un mesaj pe care tu l-așteptai, o, o, o promisiune și o ofertă nouă care ți se fac în aceste zile și care te va bucura enorm. Uh, acest 5 de cupe te poziționează într-o ipostază în care ești oarecum melancolic, având în vedere că ai trecut pe lângă niște șanse în viața ta pe care le ai irosit. Iată, iată aceste trei cupe care sunt vărsate, dar nu uita, dragule sau dragă, pentru că ți-au rămas cele două cupe pline, așa încât mai ai cel puțin două oportunități pe care le poți dezvolta în viitorul apropiat. Nimic nu este irosit practic, o poți lua de la zero. Acest șase de pentagrame te arată pe tine într-o situație în care ai foarte mare grijă de finanțele tale, se pare că ești foarte grijuliu, ai grijă mai mult ca oricând la balanța dintre veniturile și cheltuielile tale, nu-ți permiți să cheltuiești prea mult sau să risipești din agonisea la strânsă atâta timp, Uh, pentru că îți dai seama că numai uh, tu uh, numai de tine poate depinde uh, siguranța ta sau a familiei tale. Uh, acest patru de spade te prezintă într o situație în care iată ești uh, uh, Într-o situație de meditație care tinde spre o anumită vindecare, dacă treci prin această situație, nu uita că intuiția ta este cea mai importantă și că pentru o claritate a ei este foarte important să te oprești din când în când și să-ți acorzi aceste momente de liniște, de meditație sau de rugăciune. Este uh, clar pentru unii dintre voi că simțiți să faceți această uh, oprire în viața voastră, și după o suferință, o durere pe care, care v-a fost provocată de curând. Uh, uh, este probabil ca o anumită problemă să vă fi măcinat mai mult decât trebuia și atunci să aveți nevoie, să simțiți nevoia de o vindecare și să vă acordați câteva momente uh, libere. Uh, acest rege de spade, iată, vine să vă uh, acorde uh, acea luciditate a gândurilor de care aveți nevoie în acest moment, mai mult decât oricând, uh, mai ales dacă este uh, cazul să Luați o decizie, poate la nivel emoțional, pentru că aici am văzut că se dă bătaia foarte mult în această etalare. Poate că aveți nevoie de acea luciditate să luați acea hotărâre bună pentru voi în ceea ce privește o nouă relație din viața voastră. Se pare că veți ști foarte clar ce aveți de ales, vă ascultați și intuiția și veți, veți trage o concluzie foarte clară în legătură cu ce aveți de făcut. Mai departe, să vedem răspunsurile îngerașilor pentru tine, dragă pești, în această perioadă. Da. Răspunsul îngerașilor pentru tine pești este yes, adică da. Se pare că dacă tot am văzut că acea relație vrea să intre în viața ta și ești la un pas de un nou început, iată că răspunsul Universului pentru această situație în viața ta este da, un mare da. Prin urmare, merită să acordați o șansă acestui, acestei noi oportunități merită să-i acordați încrederea acestei noi persoane pentru că ea vine cu o nouă energie extrem de pozitivă pentru tine și te va ajuta enorm în drumul tău. Mulțumim cărților! Îți mulțumesc și ție, dragă pești, pentru vizionare și te invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!